Denise a părăsit și acasă. Mireasa, sincer, pe mine m-a întristat foarte tare acest lucru, pentru că am văzut spre final un Paul trist, un Paul supărat, dezamăgit. Cu siguranță, dacă i-ar fi acordat mai mult credit, ar fi format un cuplu extrem de frumos, pentru că Denise, în toate discuțiile ei, amintea de Paul. Am văzut-o de multe ori în dormitorul fetelor, când spunea că după o despărțire ar suferi ceva timp, iar apoi ar trece, și îl amintea pe Paul, spunea că poate după Paul ar suferi un pic mai mult sau ceva de genul. Mereu am auzit-o vorbind despre el și pomenindu-l în mai multe situații. A fost un copil ok. Sincer, mie mi-a plăcut de ea, indiferent de ce ar fi făcut ea înainte. Era o fată mișto, pozitivă, foarte, foarte frumoasă. Îmi pare rău că a plecat și că a rămas Adina, sincer să fiu, pentru că nu cred că Denise ar fi meritat să fie pe ultimul loc. Cu siguranță a plecat datorită faptului că a fost crezută ispita între cuplu Paul și Roxana. Cu toate că eu nu cred așa ceva, Roxana pur și simplu așa e, a construit ca și om, și datorită ei s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Îmi pare rău, Denisa, drum bun!